Sănătatea mehedințenilor este una dintre prioritățile președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Astfel, un proiect de o importanță uriașă se desfășoară în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta-Turnu Severin, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea unității de primiri urgențe. Am invitat astăzi pe primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, pe prefectul județului Alin Isuf, pe deputatul Alin Chirilă, pe reprezentantul constructorului, dirigintele de șantier, colegii mei din echipa de implementare a proiectului și conducerea spitalului, pentru a vizita șantierul deschis ca urmare semnării unui contract de finanțare de către Consiliul Județean Mehedinți pentru realizarea acestui proiect privind reabilitarea și extinderea unității de primiri urgențe, precum și pentru construirea unui heliport acolo în spatele spitalului. Lucrările sunt întoi la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a deplasat la fața locului pentru a verifica modul în care se lucrează, pentru ca la final pacienții să poată fi primiți în condiții de siguranță. Alături de acesta au fost primarul municipiului Marius Creciu, prefectul județului Alin Isuf, deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, dar și reprezentanții unității medicale. Vă mulțumim pentru vizită și pentru implicarea pe care ați arătat-o până în prezent. În acest moment, așa cum știm, contractul este în etapa de lucrări care au început în prima jumătate a lunii aprilie. Autorizația de construire a fost emisă la sfârșitul lunii martie. La momentul actual am executat 60% din fundațiile clădirii noi și lucrăm în continuare la fundații și la armarea stâlpilor de la parter. Ne aflăm în grafic. Conform contractului ar trebui să finalizăm lucrările în luna mai 2024. Noi ne dorim să devansăm termenul contractual și să finalizăm până la finalul anului 2023. Cel mai târziu. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acordă o atenție deosebită domeniului sănătății. Se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului, astfel încât mehedințenii să aibă parte de servicii rapide și de calitate superioară. În mandatul trecut, Consiliul Județean Mehedinți a acordat o atenție deosebit de mare infrastructurii spitalicești, motiv pentru care am depus mai multe cereri de finanțare și am semnat mai multe contracte de finanțare pe fonduri europene pentru reabilitarea și extinderea infrastructurii medicale din municipiul Drobeta-Turnu Severin. Avem astăzi, când vorbim, 8 proiecte care se finanțează prin programul operațional regional și încă 2 proiecte care se finanțează prin POIM. Cele 2 prin POIM, unul este pentru aparatură medicală, celălalt pentru acel spital modular care se va construi în spatele acestei clădiri a spitalului, iar astăzi am venit pe șantier însoțit de colegii mei din PSD, primarul municipiului, prefectul, deputatul Chirilă, vicepreședintele meu de la Consiliu, pentru a vizita șantierul, unde au început lucrările de peste 2 luni de zile cu privire la reabilitarea și extinderea unității de primiri urgențe. Așa cum ați văzut și dumneavoastră aici, se construiește un nou corp de clădire pentru o nouă secție de primiri urgențe, în condițiile în care, după desființarea spitalelor orășenești de la Vânjul Mare și de la Strehaia, numărul persoanelor care sunt nevoite să ajungă la urgență în Drobeta-Turnu Severin a crescut semnificativ și tocmai din această cauză, de multe ori, aici a fost un aflux mare de pacienți, a fost aglomerație, evident, care a creat un disconfort și a dus la acele discuții între pacienți, între personalul medical, evident, discuții nedorite de către noi. Pentru acest motiv am depus cerere de finanțare să implementăm acest proiect. Este un proiect cu o valoare de aproape 16 milioane de lei, din care mai mult de jumătate este sumă alocată ca și cheltuială neeligibilă de către Consiliul Județean și pe lângă construirea unui nou corp de clădire aici în față se va reabilita și actualul amplasament al unității de primiri urgențe, iar undeva în zona din spatele clădirii spitalului se va construi un heliport. Heliportul va plasa Spitalul Severinean în topul unităților medicale din România, deoarece în țară sunt foarte puține piste de aterizare pentru elicopterele medicale. Am constatat de multe ori
că este nevoie de intervenția unui elicopter care să aducă pacienți sau să preia pacienți de aici în stare gravă. Este un proiect care se va implementa din punctul meu de vedere și am speranța că se va implementa până la sfârșitul anului 2023, dacă nu până în vara anului 2024, pentru că e vorba totuși de lucrări complexe care necesită timp și, pe de altă parte, am încredere că firma care execută această lucrare, așa cum spuneam și mai devreme, va respecta graficul de lucrări pe care și l-a asumat. La etajul acestei clădiri, spitalul va amplasa un computer tomograf, un RMN și un aparat cu raze X, aparat mobil, așa cum de altfel avem unul, dar mai este nevoie de încă unul aici la unitatea de primiri urgență. Primarul Marius Creciu este un bun profesionist care l-a felicitat pe președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru demararea acestui proiect și l-a asigurat de tot sprijinul instituției pe care o reprezintă. Îl felicit pe domnul președinte și echipa pe care o are în spate. Au muncit foarte mult pentru că am purtat discuții în anii ăștia de lucru la proiect, am purtat discuții și știu că au muncit foarte mult. În primul rând, trebuie să recunosc că acest spital deservește municipiul Drobeta Turnu Severin. De multe ori mai mult de jumătate din cei care sunt în spital sunt din municipiu și nu poate decât să mă bucure aceste investiții, pentru că nu vorbim numai de aceasta, mai are și alte investiții. Era necesar și un heliport aici. De obicei, elicopterele aterizau pe la poliția de frontieră, plecau mașinile, salvările cu oamenii de aici. Acum mult mai ușor, rapid, se duc cazurile grave acolo. Suntem în momentul acesta situația de a ceda un teren, tot să sprijine Spitalul Județean. Sunt investiții atât de necesare orașului nostru și județului nostru, într-adevăr. Avem medici buni, avem un colectiv foarte bun la Spitalul Județean. Trebuie să create condițiile atât pentru pacienți, cât și pentru cei care lucrează aici. Încă o dată felicit întreaga echipă de la Consiliul Județean pe domnul președinte și așteptăm cu interes să termine lucrările, să putem să ne folosim de tot ceea ce va fi investit la Spitalul Județean. Prefectul județului Alin Isuf a fost de asemenea prezent pe șantier, apreciind preocuparea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru infrastructura sănătății. Este un obiectiv important al județului Mehedinți, al Spitalului Județean de Urgență, modernizarea, reabilitarea și extinderea unității primiri urgențe și nu numai, pentru că se va face și un heliport. Gradul de participare și de prezență denotă importanța acestui obiectiv. Este unul dintre cele 6 proiecte dezvoltate de Consiliul Județean Mehedinți, care arată o preocupare pentru domeniul și infrastructura sănătății. Și valoric și ca importanță, acest proiect este unul de top al Consiliului Județean. După cum observați, constructorul, toți cei implicați în această investiție își fac treaba, se lucrează în plin, sunt în grafic și sunt convins că în perioada următoare se vor face demersurile și pentru cea de-a doua parte a proiectului, anume pentru heliport. Astfel încât la sfârșitul anului 2023, așa cum este prognozat, se vor încheia aceste lucrări, se vor finaliza în grafic. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a fost astăzi pe șantier, fiind un om preocupat de binele mehedințenilor, în special de sănătatea lor. Acesta a precizat că lucrurile bune vor continua pentru județul nostru în toate domeniile. Este un proiect care se referă la sănătatea populației noastre. La un moment dat, cred că lumea ne critica că face numai drumuri. Iată că în județul Mehedinți nu ne-am îndreptat doar spre infrastructura rutieră a județului nostru și astăzi ne aflăm, cred că, pe al 8-lea șantier în domeniul sănătății din județul Mehedinți. Nu pot decât să-l felicit pe domnul președinte Aladin Georgescu pentru realizările dumnealui și echipa pe care o coordonează în cadrul Consiliului Județean Mehedinți și totodată vreau să felicit constructorul care tot timpul se află în termen. Am încredere că acest șantier, acest obiectiv se va termina la timp, așa cum este trecut în contractul de lucrări, având în vedere și graficul de lucrări care se desfășoară la bazinul de not, care, după cum bine știm, suntem cu o lună în avans față de graficul trecut în lucrări. Felicit toată echipa și sperăm ca împreună să venim la inaugurarea acestui obiectiv.
Reprezentanții unității sanitare au vorbit despre importanța acestui proiect și roagă pacienții să le ofere înțelegere, deoarece în această perioadă actul medical se va desfășura în paralel cu lucrările. Demararea acestui proiect este un lucru deosebit de important și în același timp foarte așteptat de către unitatea noastră spitalicească, ținând cont că aici este singura unitate de primiri urgențe din județul Mehedinți, iar în ultimul timp ne confruntăm cu o adresabilitate foarte mare, cu un număr foarte mare de pacienți, cu o complexitate a cazurilor foarte mare ce necesită timp de staționare mai mult, deoarece sunt necesare investigații și consulturi de specialitate. Astfel este foarte binevenită această nouă clădire unde vor exista spații special amenajate activității medicale de urgență cu o zonă de triaj adecvată, cu o sală de așteptare adecvată, lucru extraordinar de benefic atât pentru pacienții care se adresează spitalului nostru, dar și pentru cadrele medicale care își desfășoară aici activitate. Ce mai vrem și noi avem o rugăminte să fim înțeleși ca și spital județean de urgență. În următoarea perioadă o să fie mult mai greu de organizat activitatea. O să ne asigurăm ca toate urgențele și cazurile care necesită internare să beneficieze de tot tratamentul adecvat, însă rugăm pacienții să se mai adreseze și medicilor de familie și să se adreseze și în ambulatoriu de specialitate, ca să nu agravăm situația nouă. Criza sanitară creată de coronavirus a arătat necesitatea și importanța investițiilor în infrastructura de sănătate. Astfel, obiectivele proiectate pentru unitățile medicale din județul Mehedinți sunt mai mult decât oportune.